Salutare, salutare. Hai noroc, prietenii mei. Hai noroc. Salutare, micii mei. Salutare, micii mei. Ți-ai vândut țara, doamna Maia Sandu. Ți-ai vândut-o. Câteva zile în urmă eu am aflat că Maia Sandu a fost în vizită la Oradea, România. Și za Oradea, oraș din nord-vestul României, aflat la 15 km distanță cu Ungaria. Vrede bă, nu e nici București, nu e nici Bruxelles, nici New York, nici Washington, deși Maia Sandu se plece la Oradea. Pentru că e vorba de o vacanță, de o scurtă vizită privată. Așa au spus și obțin purtătoarea de cuvânt Sorina Ștefârță. Și Maia Sandu, a doua zi la plecare, asta au declarat. Să rămână, doamna președinte, ne puteți spune, vă rog frumos, un mesaj pentru orădeni, pentru Bihor. Aveți un oraș foarte frumos, felicitări. Motivul vizitei? Am fost în două vacanțe. Sunt prima dată aici și mi-am făcut orașul. Ce ați reușit să vedeți? Partea centrală a orașului. La primărie ce ați făcut? Mulțumim. Am văzut pe domnul Timan și am discutat. Și cu domnul Bolojan ați vorbit? Și cu domnul Bolojan. Dar când a ajuns sâmbătă țara cu un zbor obișnuit de la Tarom, ea avea un buchet de flori în mână, n-avea nicio declarație pentru presă, repede a ieșit, în câteva secunde a urcat în una din cele două mașini de culoare neagră care o așteptau în fața terminalului. Și doar din sursele site-ului ăsta, a cărui video tocmai l-am urmărit, bihoreanu.ro, am aflat că într-o zonă inaccesibilă publicului ar fi fost întâmpinat de președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan. Vrode pe privat, vrode pe vacanță, dar deși nu mai puțin de 24 de ore te întâlnești și cu președintele Consiliului Județean și încă și cu primarul orașului Oradea, Florin Bârta. Eu aici chiar am avut pornirea să vă întreb, dar noi și fel de lideri politici ne dorim? E că noi l-am avut pe Dodon, da? Un fenomen aparte care nouă ne povestea mai multe decât noi vrem să auzim, de la Padi Icoane până la și muzica ascultă Galina Dodon dăm sigareți mentolăm și câți 18.000 dolari în plic cu sigla de partid are Mike s-a ascuns la Sadova în safe. Когда молодой Игорь встретил прекрасную Галину, где это произошло? 5 мая 1995 года играл на гитаре в туалет общежития на втором этаже. Я зашел в туалет, она была со своей подругой, и после этого были вместе, 25 лет вместе. Și este Maia Sandu, alt fenomen, care conduce o instituție prezidențială și are o doză sănătoasă de secrete în ce își ține viața ei privată. Ce s-a întâmplat? Și fel de lideri politici noi de fapt ne dorim, și fel de lideri politici credeți că sunt necesari Republicii Moldova. Mai anonim, mai publici. Dar eu, dacă sincer, mai am multe întrebări legate de vizita asta, dar e una să ai întrebări. Și să te întreb ce este îngrijorător în faptul că Maia Sandu într-o zi de odihnă zboară într-o vizită numită de ea privată, vacanță, în orașul Oradea, România. Și e alta, nu doar să te îngrijorezi, dar e alta să ai internet și să te bucuri. Pur și simplu să te consideri norocos și fericit că ai parte în continuare de zoaiele informaționale turnate și fabricate de cei de la televiziunile lui Elon Shore, lipsiți de licența de emisie. Și aș vrea să-i anunț pe cei care au bătut din palme că ne-a fost luată licența, lumea migrează pe rețelele de socializare, lumea migrează pe site-uri, lumea continuă să ne urmărească și să ne expedieze mesaje de susținere. Pățanii, vășe, băiată, clasă, vășe. Și eu când am văzut cum e tratat subiectul ăsta în gura lingăilor lui Shore, am înțeles șopaciom și am vrut și vouă să vă arăt. Secretomania cu care a fost organizată vizita președintelui Maia Sandu la Oradea, România, a ridicat multe semne de întrebare în rândul formatorilor de opinie, dar și un val de critici la adresa șefului statului. Invitații emisiunii Puls au conchis că deplasarea în țara vecină este una fără rezultat pentru interesele naționale. Prezentatoarea lui Shore, Victoria Pietraru, spune că experții plătiți de Shore la televiziunea lui Shore au conchis că vizita Maiei Sandu într-o zi de odihnă, într-o scurtă vacanță în Oradea, nu a dus niciun folos țării. Niciun folos. Maia Sandu nici măcar nu a făcut acașea pentru țară. Dar eu plecat sâmbătă într-o zi de odihnă și nici să crede Maia Sandu să plece într-o scurtă vacanță. Scurtă vacanță. Asta cum? Scurt te odihnești. Dacă tu scurt te odihnești, înseamnă că tu și scurt muncești. Nu știu, domnul Ciurea, dacă ați fost vreodată la primăria de Oradea, dar vreau să vă întreb cap ce poți vedea în Oradea sau ce poate vedea un șef de stat în Oradea. Și de ce un dita mai șef de stat al Republicii Moldova se întâlnește cu un primar? Sau altul ar fi momentul și alta ar fi miza. Noi vom analiza succint și pas cu pas. Pas cu pas. Sunt câteva cuvinte pe care nu le poți folosi în Republica Moldova. Pas cu pas, vremuri bune și multe, multe alte. Și frumos.
sunt îmbrăcat tăți într-un anecdot și fac de râsă. Îmi mulțumim. Așa moment. În Moldova nu mai pot spune cuvinte. S-au interzis. În Moldova nu mai sunt oameni, au plecat. Nu mai sunt bani, s-au furat. Și-au dispărut cuvintele. Gata, acum. Bl, kz, ziu, ablaf, nech, nech, vrnt, vrnt. Nu sunt cuvinte, Moldova. Hai totuși să mergem la părerea experților. Că nu degeaba eu sculat din pat. Deci cred că... Aici intrăm în zona teoriilor conspiraționiste. Conspiraționiste, dar în zona secretomaniei sunt două versiuni. Una spune că Maia Sandu într-adevăr are obiceiul să facă hiking, jogging și mai are anumite ciudățenii de acest tip. Deși, atunci când au votat-o pe Maia Sandu, voi n-ați observat că ei îi place și hiking și jogging. Dar nu poți tu merge pe jos prin păduri și dealuri și încă să alergi în același. Ori mergi, ori alergi. Cum vă-ți plac și hiking și jogging? Mâine păi mâine să-i placă trekking și camping. Vă v-ați gândit măcar care-i sensul cuvântului hiking? Din engleză high, ce înseamnă? High, adică sus, ridicat, king, rege, rege cine? Bob Marley, adică Bob Marley este high și Maia Sandu vrea în Moldova să legalizeze? Pentru că oamenii n-au bani să-și permită un Bob de fasole. Vă-ți trezăm farfurii cu Bob Marley. Am văzut și versiunea unei întâlniri secrete pentru a rezolva problema președinției României, alegerilor președintelui României. Doar să revenim la alegerile președintelui din... Și această teorie mi se pare un pic cam... forțată. Maia Sandu a plecat sâmbătă seara în Oradea. S-a întors duminica a doua ță și în tot timpul cât s-a aflat acolo a plecat ca să stabilească cum poate ea influența alegerile din România. Să zicem că e adevărat. Adică să zicem că se adeverește că Maia Sandu a plecat la Oradea ca să stabilească cine va fi următorul candidat la prezidențiale și cine să susțină Maia Sandu. Să zicem că e adevărat. Că Maia Sandu, uitați-vă ce face Moldova cu Rusia. O îngenuncheat Rusia. Moldova răspunde înapoi la hegemoni. Că cu România noi să ne batem joc, putem să influențăm la orice pas noi. Cum zice Moldova, așa face România. Asta e de mulți ani cunoscut. Și această teorie mi se pare un pic cam forțată. Dar cel mai curios e că nici voi, experții voștri, nu își fac tema pe acasă și nu fac treabă bună. Pentru ce îi plătiți, domnule Șor? Dacă ei contrazic o teorie pe care tot voi, cu o zi înainte la buletinul de știri, ați lansat-o. Că Maia Sandu a plecat să influențeze alegerile prezidențiale din România. Un alt canal de Telegram, numai puțin popular, Moldavski Vagon, a relatat o versiune foarte diferită a scopului pentru care Maia Sandu a întreprins această călătorie. Potrivit acestui canal, vizita a fost făcută în cadrul coordonării eforturilor de nominalizare a Laurei Codruța Chioveși, în prezent șefa parchetului european pentru președinția României. Și acum mergem într-o altă dimensiune. Poți să te dai cu părerea, poți să enumeri niște ipoteze fantasmagorice sau mai puțin, dar e fain încă să arăți o oarecare paralelă. Maia Sandu efectuează o vizită, noi puține detalii cunoaștem despre asta, dar putem să ne dăm cu părerea un ceas de emisie despre ce absurditate se întâmplă în capul nostru, dar putem încă spune că Maia Sandu pleacă din țară în timp ce în țară sunt probleme. O ia ca atunci zadenești un gros sloi de populație. Eu am să vă întreb per general, dar în ce măsură în asemenea vremuri dificile și grele, un politician de rangul președintelui Republicii Moldova trebuie să se preocupe de vizite în Oradea sau în altă parte. Ori un politician responsabil, un om de stat, de guvern, ar trebui mai mult să stea în Briceni, în... eu nu cunosc toate localitățile. Deși Maia Sandu nu-i la Briceni acum, întotdeauna deși e nu-i la Briceni. Deși dacă îți duci la Briceni, e pleacă din Briceni. În mod normal, există o zi în viața, în cariera unui politician, când poți toate problemele să le rezolvi. Și atunci poți să pleci. Poți să pleci din țară, dar amu, când sunt probleme nerezolvate, cum poți să pleci din țară cu aceste probleme? Mie îmi pare că și cum am constatat acest fapt în luna iunie, dacă nu greșesc, guvernarea face tot posibil ca să distragă atenția de la aceste evenimente negative. Nu doar la Oradea, absolut toate. Dimisii, Oradea, alte evenimente, tancuri. Expertul Ian Lisnevski încă în luna iunie și-a dat seama că guvernarea sustrage atenția. În luna iunie, anul trecut, el și-a dat seama că guvernarea sustrage atenția de la probleme prin faptul că Maia Sandu în ianuarie anul ăsta a plecat la Oradea. Eveniment despre care Maia Sandu nu grăiește, guvernarea nu grăiește, așa guvernarea sustrage atenția negrăind, dar canalele ușor grăiesc despre asta, la buletinii de știri, dedică emisiuni de câte un ceas,
Și-a mai fost o chestie care tare gine spupă cu asta, cu o zi înainte la buletinul de știri, încă un expert, domnul Galeriu Prostalent, suprapune problemele din țară cu ce cu se ocupă Maia Sandu în loc să le rezolve. Atrageți atenția la discrepanța dintre viața reală, ceea ce se întâmplă în satele și orașele noastre, și agenda externă neobișnuit de încărcată. De fapt, citim știrile și de parcă am citit un ziar de mondenități despre personalitățile din politica externă, cum ar fi Marea Britanie, Franța, un fel de colonizatori. Aceasta este agenda, dar adevărul e că viața în Moldova degradează sub ochii tuturor. Tutorial de propagandă în fiecare. Dacă vreți să învățați jurnalism, să vedeți ce înseamnă propagandă, nu mergeți la lecții la universități, porniți TV6, porniți canalul ușor și vedeți ce fac ei. Superb! Arăți o ugradă părăsită, sărășie. Maia Sandu dând mâna de chel cu români, cu americani, cu franțuși, cu englezi, care sunt colonizatori. Mâine poi mâine să ne trezăm că Moldova vorbesc limba statului vecin, România. Vă dați seama să ne pierdem noi rădăcinile, trecutul. Не limba română, limba Moldovă. N-am concluzii, n-am putere, scut de apărare în fața la așa ceva și am descoperit tot în emisiunea lui Alexei Lungu. O încheiere superbă la tot ce am văzut noi azi. Eu nu mi-am inteles cine a spus-o, dar a zis că într-o țară dezvoltată sănătatea, educația și securitatea internă nu pot fi... Securitatea nu pot noi fi avem dar să fie dezvoltată sănătatea, educația... Propagandistul ușor, Alexei Lungu, nu ne spune cât e de important și sănătatea și educația într-un stat dezvoltat. Cum să nu-i mulțumești după asta? Cum să nu te bucuri că din om totuși mai ies ceva bun în afară de propagandă directă în favoarea unui bandit fugit de justiția moldovenească? Dragi prieteni, la mulți ani în 2023, multă sănătate, multă educație vă doresc. Dacă v-a plăcut acest video, nu vă costă nimic, nimic nu vă costă. Pur și simplu să lăsați tot românismul, tot americanismul ăsta la o parte și spuneți un like. Un like normal, de-a nostru, mălunesc. Un share de-a nostru, strămoșesc la video. Și să mergem înainte, să ajungem în telefoanele propagandiștilor, ca ei măcar cu 12% de baterie să ne pornească și să transforme, să devină în jeraș. Să renunță la manipulare. Eu cred în asta, eu sunt romantic, naiv, dar eu cred într-un viitor luminos. Pentru noi și pentru propagandiști, pentru tăți, pentru o planetă care e pur și simplu cuprinsă, e ca așa de un câmp magnetic al iubirii. A? Vă vine să credeți? La revedere, numai bine, Rataway, pupicei!